Bună seara, stimați telespectatori! În această emisiune importantă vom discuta despre energetică, despre energetică de alternativă. Pe parcursul anului trecut, noi am organizat câteva emisiuni la subiectul respectiv. Pentru societatea noastră, de fapt, discuția este importantă, cu atât mai mult cât Republica Moldova este o țară care nu produce energie, care o importă aproape 100% și energia, deci electrică și gazul și cu alte combustibile. Invitații mei de astăzi sunt trei persoane care cunosc bine acest domeniu energetic și care la subiectul respectiv au și lucrări științifice, deci, dar au și anumite idei și concepte, deci tehnologice. Este vorba de domnul Mihai Târșu, directorul Institutului de Energetică, doctor în științe tehnice. Bună seara, domnule Târșu. Este vorba de Valeriu Bacevici, inginer de specialitate. Bună seara, dobrovecer. Și domnul Ion Rață, președintele Asociației ACAPS, și aici îmi scris așa, Centrul de Promovare a Inovării și Implementare a Proiectelor de Transfer Tehnologic. Bună seara, domnule Ion Rață. Stimați invitați, eu propun ca noi pe parcurs de o oră de vreme să încercăm să discutăm despre deci novațiile care sunt în domeniul respectiv. În general, ce reprezintă energetica de alternativă și în ce măsură noi o putem implementa mai activ în Republica Moldova. De multe ori apare aici întrebarea că energetica de alternativă nu este așa de eficientă, că este costisitoare. Și noi încercăm să facem o alternativă care este mai scumpă decât acea actuală, da? Dar sunt specialiști care afirmă că totuși noi am putea să găsim și să producem energie ieftină în Republica Moldova. Și aș vrea ca aceste două aspecte să le discutăm pe parcursul emisiunii. Domnule Târșu, dumneavoastră, ca om de știință, ca om care vă ocupați permanent de acest domeniu, aș vrea pe dumneavoastră să vă întreb, în ce măsură știința, da, din Republica Moldova, în ce măsură guvernanței promovează acest concept de energetică de alternativă? Cu atât mai mult energetică aceasta, producerea energiei ieftine. Bine, da, mulțumesc pentru întrebare. Întrebarea este, într-adevăr, una foarte actuală pentru ziua de azi, nu numai pentru Republica Moldova, dar în general pentru toată comunitatea și toată lumea, de fapt, mai ales acum când ne-am ciocnit cu această criză energetică foarte mare. Din cauza aceasta, toți sunt în căutare de soluții de a obține energie din alte surse și, în primul rând, să fie ieftine. Ca o informare, de exemplu, toate statele membre ale Uniunii Europene au deja niște planuri pe viitor și cel puțin către anii 2030-2040 se va axa foarte mult pe trecerea la electrificarea la toate procesele. Adică nu va mai predomina în viitor combustibile fosile, se dorește ca energia electrică să fie cea mai utilă energie, cea mai mare cantitate de energie pe care se bazează toate procesele. Sigur că pentru producerea energiei electrice vor sta la bază toate sursele de energie regenerabile și energie alternativă în primul rând și astfel se poate de redus din dependența energetică. Exact în aceeași direcție se mișcă și Republica Moldova. Dacă o să analizați conceptul de strategie energetică care este propus, în baza căruia se va elabora acum strategie energetică până în anul 2050, de asemenea este pus accentul pe electrificarea în viitor, adică consumul preponderent a energiei electrice și respectiv dezvoltarea surselor regenerabile și alternative. Deci trebuie de înțeles că sursele de energie regenerabilă nu este una și aceeași ca și sursele alternative. Deci energia regenerabilă este una din sursele alternative. De aceea Uniunea Europeană mizează pe dezvoltarea producerii de hidrogen în viitor, și anume hidrogenul verde.
Acum, la momentul, este încă costisitor, există tehnologii, dar costurile sunt extreme și vreau să menționez că nu de aceea nu s-au promovat aceste tehnologii. Ele erau cumva dezvoltate și până acum, dar datorită faptului că combustibilii fosili erau ieftini, deci nu se mergea prea mult pe implementarea, dezvoltarea accelerată a acestor tehnologii. Și eu am așa o presimțire că acum vor fi scoase toate soluțiile sau tehnologiile care erau în plan științific deja dezvoltate și vor fi accelerate astfel că în viitor ne vom trezi cu diferite tehnologii. Chiar și aceea care ați menționat mai înainte, adică cunoașteți, cu fuziune. Credeți că era acum? Nu, ea de mult era pusă pe cercetare. Acum s-a dat surse enorme pentru dezvoltarea acestor tehnologii care se aflau cumva în așteptare. Și Republica Moldova trebuie să identifice acele surse locale, în primul rând, ca să-și crească și ea dependența, independența, adică să-și reducă din dependență. Și, în primul rând, noi tot trebuie să dezvoltăm acele surse alternative de energie și sursele regenerabile ca primul plan, deci până în 2030, adică acele tehnologii care foarte repede pot fi implementate. Iar, în paralel, să încercăm să dezvoltăm alte tehnologii și acest lucru noi facem în cadrul instituțiilor de cercetare, încercăm să căutăm anumite tehnologii noi. Una chiar recent am implementat-o la Vadul Vodă și în România la unitate medicală. Este vorba de o instalație de trigenerare bazată pe conversia mult mai eficientă a energiei solare. Deci consumatorul, de fapt, are o singură instalație care de la soare îi produce și energie electrică, și energie termică, și frig. Este absolut autonomă? Absolut autonomă, de aceea că, de exemplu, un panou fotovoltaic obișnuit produce numai energie electrică și numai atunci când e soare. De fapt, este o chestiune inovatoare pentru țara noastră sau chiar și pentru alte țări? Chiar și pentru alte țări este o inovație. Noi am făcut o analiză, de exemplu, noi am început în 20 implementarea acestui proiect, cam nu prea erau articole științifice pe acest subiect. Dacă ne uităm în 2 ani de zile cât de mult s-au dezvoltat au apărut aceste articole și diferite tehnologii asemănătoare nouă, și cred că China este printre primii. Și deja ei cumva fac componente la vânzare. În țară sunt mai mulți ingineri, mai mulți tehnicieni care încearcă să propună niște inițiative, niște soluții tehnice, cum s-ar putea implementa mai rapid, mai intens energetica de alternativă. Domnul Ion Rață, eu am făcut cunoștință cu anumite inițiative și proiecte de dumneavoastră și aș vrea și telespectatorilor să le povestiți ce face asociația dumneavoastră, în ce măsură vă reușesc aceste proiecte și ce impedimente există în domeniul respectiv. În primul rând, trebuie să, când vorbim despre un obiect, trebuie să, cu atât mai mult când implementarea unei inovații, să admitem, avem nevoie să facem cunoștință cu unele componente de bază. Care ar fi ele? Energia regenerabilă, energia renovabilă, cum se mai numește, trebuie din multitudinea de posibilități de a produce energie, trebuie ales acele care sunt, desigur, că mai ieftine și mai eficiente. Asta este foarte important. Desigur. A doilea element, care nici nu l-aș spune a doilea, dar l-aș spune primul, asta este mediul, atacul asupra mediului. Adică producerea de energie, dacă noi o să luăm ca standard, așa să luăm, ca cea mai ecologic, care a fost producerea de energie electrică din gaze. Acum problema gazelor noi o cunoaștem, dar la moment ne axăm pe niște tehnologii, pe niște inovații. Cuvântul ăsta o să-l auziți azi mai des, anume inovațiile.
unde ne axăm anume pe productivitatea și pe posibilitatea, pe capacitățile care le are la ziua de astăzi țara noastră. Eu vreau să mă refer așa la câteva momente mai, iată, recent la ziua de astăzi. Unul din momentele principale este că noi să luăm în vedere și specificul țării. Noi avem la ziua de astăzi, să zicem, să iernăm, noi iernăm la sobe. 80% din populație are... Mai ales sătească. Da, mai ales sătească la sobe. Noi am venit cu un program, deja încă cu un an în urmă, am venit cu un program de înlocuire cu o plantă energetică, o plantă energetică foarte de perspectivă, cum este cânepa industrială. Așa ca idee, ca să înțelegem. În primul rând este foarte eficient și ieftin. Din ce cauză este ieftin? De atâta că noi folosim numai un component din această cânepă pentru energetică. Dar restul componentele care sunt, să zicem că fibra, semența, uleiul, medicamentele, o enormitate. Întreagă industrie, poți da. Crezi. Dar avem așa numită puzderie, aici e lemnul, partea, fracția lemnoasă, care este în jurul la 8-10 tone la hectar de cânepă, din cânepă industrială. Ca să vă fac așa, ca să vă zic că mai aproape să fie de noi, o tonă de brichete din cânepă, uh-huh, înlocuiești 5 stere de lemn. Uh-huh. Ca să vă dați seama. Așa și n-am înțeles din ce cauză proiectul și acest program nu a fost primit, dar a fost primit cu totul alt program, să tăiem pădurea. Nu vreau să mă opresc la tema pădurii, pentru că este o temă foarte sensibilă pentru Moldova. Dureroasă chiar. Ca țară agrară, noi avem, ca să înțeleagă lumea mai bine, o țară agrară cum este Moldova, la care cea mai scumpă și cea mai mare valoare care o are este solul. Ca să păstrăm solul în calitatea lui, așa cum am luat de la strămoș, măcar că am trecut prin diferite faze, dar avem în vedere un lucru. Că normal este, după toate legile, cum s-ar spune, de dezvoltare a agriculturii, este nevoie de minimum 35% din teritoriu să fie împădurit. Împădurit. La ziua de azi noi avem, am vrut să spun, avem 13%, dar nu le mai avem, de atâta că se face tăierea masivă, s-au tăiat fâșiile forestiere. Cea mai bună pildă este sudul Moldovei, unde nu sunt păduri, și acum solul rămas. Vreau să știți situația, știți... Dar chestiunea cu cânepa, ca să ne întoarcem înapoi. Adică, ca să ne întoarcem înapoi, eu am făcut o paralelă, pentru că am vrut cumva să ajung... Societatea, când aude despre cânepă, toți de sus până jos, la conducători și miniștri și deputați, zice, băi, dar ce vor ăștia să facă? Dar să ne cânepă, dar cânepa e legată cu drogurile. Exact. Și atunci ce facem noi? Desigur, eu ca istoric și oameni care mai cunosc tehnologiile secolului 17-18, știu că din cânepă, de fapt, se producea tot pe lângă casă. Începând la haine și terminând cu, cum ați spus dumneavoastră, cu... lemne și încălzări. Ca un mic moment, așa, ca un amănunt, vreau să vă spun că este o plantă foarte inofensivă, de atâta că nu conține drog. Sau conține într-o cantitate atât de minimă, de infimă, că el nu poate fi folosit. Acum, o întrebare strict tehnică legată cu legislația. Care țări din Europa își permit chestiunea respectivă? Adică produc din cânepă, utilizează cânepa. Unica țară din Europa, de fapt sunt două, Belorusia și Moldova, care nu cultivă la ziua de azi cânepă. Restul toți produc. Restul toate țările produc. Adică... Bună glumă. În cazul ăsta noi vedem, vreau zic, un fel de frânare, așa să zicem. La nivel de mental. Da, da. Avem o frână care cineva îi spune toată vremea că, băi, dar ce o spune lumea, înțelegi, că o spune, că drog, că nu știu ce. Dar lumea de mult rede, pentru că lumea știe
Știi că această cânepă este inofensivă, de trânsa nu poți, nici într-un fel nu poți să extragi drogul, chiar zicem că este substanța aceasta. Ei, o lăsăm la o parte și revenim la un simplu moment. Japonezii au construit nu de mult la Pânășești o fabrică de brichete la Pașcani, mă scuzați. Din 16 la Pașcani, fabrica de brichete. Și nu lucrează până în ziua de azi. La Pașcani în România sau la Pașcani la noi? La noi, la Creuleni, îmi pare că da, localitatea. Da. Care e socoteala? Nu funcționează de atât că nu are materie primă. Oamenii au construit-o, vreau zic, din grant, că e din grant japonez, au dus tehnologie performantă, dar aici s-au trezit că nu sunt. La propunerea noastră, pentru că avem câmpii, taman, câmpiile care ne aparțin, adică unde avem noi controlul, taman sunt imediat apropiere, vreau zic că este o logistică. Și putem să-l lansăm. Dar, ca de obicei, au apărut 100 de... impedimente. Absolut, că nici nu poți să te apropii. Discutăm despre impedimentele acum mai târziu. Bun. Domnul Bacevici, Gasmin Bacevici, мы где-то читали о вашей установке. Она, как она у вас называется? Гравитационная станция. Локально-автономная гравитационная электростанция. О чем идет речь? Речь идет о том, что открыт способ преобразования сил гравитации непосредственно в механическую, а затем в электрическую энергию. Сделаны образцы, результаты показали положительный эффект. К сожалению, наука Молдовы и власть, безусловно, к этому относится, ну, мягко говоря, недоверчиво. Вместо того, чтобы сделать опытный образец, и показать на одном доме, вот есть многоквартирные дома, взять 20-квартирный дом. Такая установочка ставится в подвале, вот, закрывается, чтобы не было шума, потому что там шум достаточно большой. И дом полностью автономно обеспечен электричеством, соответственно, теплом и даже водой, горячей и холодной, не беря это ничего. Это абсолютно автономная установка? Абсолютно автономная. Вот. И закон термодинамики, который гласит, что замкнутая система в однородном поле не может бесконечно долго двигаться, тем более производить работу, он абсолютно неправильный. Гаусс ошибся. Бывают случаи, когда великие люди ошибаются. Тоже ошибаются, да? Вот наглядный пример, у всех на слуху, великий ученый Эйнштейн, да? Ну, все его знают, потому что он жил буквально... век назад, который сам признал, что 10 лет он пытался объединить все поля, и электрическое, и магнитное, и гравитационное, и сделать, так сказать, поле эфира. Но понял, что это ошибочно, и отказался. 10 лет вычеркнул из жизни. Я уже тоже 11 лет практически вычеркнул из жизни, пытаясь на разных уровнях, с разными людьми, доказать, а там доказательство очень простое, жалко, видео нету. Обычный обыватель, даже не имея, так сказать, высшего образования, достаточно видео, между прочим, можно найти по Ютубу, да? По Ютубу, да, можно найти. Фамилия запишите Бачевич, и там выходит видео. Значит, суть идеи в том, что есть емкость с водой, в виде нашей бочки, будем так говорить. В нее погружен механизм с бесконечной цепью, на которой закреплены ковши или емкости рабочие. И когда воздух подаем внизу, да, преодолеваем силу давления столба воды. Не вопрос. Но мы один раз тратим немножко энергии. Воздух, попав в воду, что делать? Всплывает, потому что гравитация по-разному действует на воду и на воздух. Эти материалы по-разному воспринимают гравитацию. Поэтому пузырьки с воздухом попадают в замкнутое пространство в виде ковша.
Воздуху деваться некуда. И что он делает? Вытесняет воду. Совершает работу. И работа эта гигантская. Потому что нужно поднять воду на уровень водного столба. Это прилично. Дальше, когда полностью освобожден ковш от воды, заполненный воздухом, и находящийся в воде, он начинает всплывать. Еще одна работа. Закон Архимеда никто не забыл, да? На тело, погруженное в жидкость, действует выталкивающая сила, равная весу вытесненной воды. Итак, имеем две колоссальные работы. Тратим одну маленькую на подачу воздуха. Но науке это не понять. Знаете, не а может почему? Быть и все. Почему науке это не понятно? А я объясняю, потому что была у меня небольшая лекция в Академии наук. Представители трех институтов там были, при Академии наук, которые... Я объяснял трижды. И видео, которое мы, к сожалению, не видим, было показано, откуда что берется. Это не фокус, это реалии. Здесь чистая физика, мы будем говорить, ньютоновская, восьмой класс. Ну, то есть советской школы. Я думаю, что нет, этом... ну я лично видел этот механизм, как работает. Другое дело, что я, конечно, не физик и не очень ясно понимаю, почему там крутится, сколько силы, сколько тратится на подачу первичной энергии, да, и какую энергию вторичную мы там получаем, в каком размере. Теоретически доказать это невозможно, потому что подача воздуха в жидкость никем до конца не изучена. Да. Потому что там много факторов. Диаметр отверстия, через который подается воздух, вязкость воды и так далее. В погожий весенний день в самом обычном дворе двое склонились над странной конструкцией из оргстекла и металла. По мнению ее автора, это не что иное, как экспериментальный вариант гравитационного двигателя. Суть идеи заключается в разнице восприятия сил гравитации земного поля разными веществами. Воздух менее подвержен гравитации, а вода более. Поэтому воздух в воде что всплывает? Выходит наружу. И вот этот эффект удалось воплотить уже в жизнь. Первые испытания показали, что мы на правильном пути. Остались, утверждает автор конструкции, только пусконаладочные работы. И заветный результат, наконец, будет достигнут. Получение энергии за счет силы гравитации земного поля. Принцип, считает Валерий, схожий с выработкой электроэнергии с помощью солнечных батарей или ветряных электростанций, только гораздо менее зависимые от превратности погоды. Но солнце и ветер, они не постоянны. Раз. Во-вторых, нужно их устанавливать в местах, где больше всего есть солнце или ветра, а гравитация, она везде. В идею Валерия Бачевича поверил и фермер Николай Кондрашов. Сегодня он участвует во всех подготовительных работах к запуску гравитационного двигателя. Уже припас и армейский электрогенератор, чтобы проверить изобретение в действии. Все гениальное просто, не сомневается и Валерий. Надо только суметь это увидеть. Он утверждает, подача воздуха в жидкость требует совсем немного энергии. Но воздух, попав в жидкую среду, приобретает гигантскую потенциальную энергию, которую неоднократно можно использовать. На основе его изобретения можно было бы защитить минимум 3 докторских диссертации, усмехается Валерий Бачевич. Дом профессор Тершу, человек интересный, я думаю, Луис Кенуешти 11 лет он мучается там. И никто из ученых так и не понял. Понял, о чем идет там речь, без чести борьба. Его кунозк инсталляция, что нам послан на вас, ты вам там из боятся, с масоары, канераска, клава. А ко мне приезжают телевизионный зал, да? Да, да, да. Și, deci, părerea mea, și rămân în continuare, că nu va funcționa sistemul acesta, cred că de atâta nici nu s-au avântat nimeni să-l implementeze, pentru că noi am rămas atunci, dacă țineți minte, la invitația ca dumneavoastră să perfectați până la capăt instalația și să permiteți să punem echipament de măsurare a energiei la pompa care pompează aerul, pentru care un randament foarte scăzut. Deci noi trebuie să vedem câtă energie pompează încolo în aer. Și după asta punem contor de energie la firele care punem sarcina și vedem cât se consumă. Deci un experiment foarte simplu și care îndată demonstrează, funcționează instalația cu plus 100% eficiență sau nu. Din păcate, nu ne-ați mai chemat să facem
aceste măsurări și v-ați dus la alte instituții, din câte eu cunosc. Ați încercat acolo să promovați, deja l-ați adus în altă formă mai frumoasă, l-ați boit, dar nu știu cu ce s-a terminat. Deci dumneavoastră trebuie să faceți foarte simplu. Luați singur și chemați o echipă, ați pus echipament de măsurare pe intrare și echipament de măsurare pe ieșire. Și toți atunci când văd că am dat o unitate și o ieșit două, o implementează. Две секундочки. Все помнят средние века, правильно? Ну, историю мы проходили. Вы ответьте на аргумент. Вот аргумент ученого. Аргумент понятный. И я думаю, что он логический. Не просто эксперимент, а с замерами. Правильно? С замерами. Вопросов нет. Так мы же предлагали. Секундочку. Предложение должно быть, ну, базироваться на возможностях. А если возможности нету? Какие вот возможности? Это. Мы бы пришли с приборами. Мы ставим, у нас приборы есть. У меня нет в проблем. Тот момент, когда ваши сотрудники были, да, не вас... было соответствующей воздуходувки. Не компрессор, запомните, а воздуходувка. Та, которая подает воздух. Ну, а воздух вы тогда брали, если я не ошибаюсь, из системы Альфа, где был сжатый воздух. Да, с цехом. Который, да, немножко с цехом. Там качается другим большим устройством под давлением. Поэтому я не знаю, сколько тратится там мощности на закачку. Если веры в дело нету, то толка не будет. Нет, помните, ну, что значит вера? Вера есть вера. А ученый, подождите, ученый же верит и в Бога может поверить, но он верит все-таки в физику. Он знает, что это приблизительно так. Если что-то там абсурдное или альтернативное, это нужно доказать. Я верю приборам. Вот я ставлю прибор на входе и на выходе. Все, есть разница. Супер. Вы абсолютно правы на уровне, так сказать, ПТУ. Есть определенные варианты. Я же объясняю простую истину. Я вам показал, что мы тратим одну маленькую энергию. Какая величина? Одну единицу. Да. Назовите единицу. Один ватт. Да, один ватт. А получаем две работы в два раза больше. На основании чего? Потому что идет работа. Воздуха в воде. Ну, это вы так себе вот представляете, да? Что я... Вы знаете, Виктор Петрович, значит, теоретически говорю, что так невозможно. Ситуация интересна в Молдове. Мы сидим на энергии. То бишь, гравитация в любом селе есть, в любом доме, правильно? В республике. Вместо того, чтобы быть импортером энергии, Молдова за год, секундочку, за год, может стать экспортером в том же количестве. Секунду. Как обыватель, как обыватель, который не разбирается в этих физике и в этих законах физики, да, вот есть господин профессор, разбирается лучше, вы меня убедили с точки зрения вот показа, вот я видел эти, но с точки зрения замеров, господин профессор прав. Здесь нужно показать, что мы включаем, да, сколько тратим, сколько и что получаем. Мы получаем, да? На 12 вольт я могу там получить 30-50 ватт мощности. Я играю на гитаре, и я знаю, что там усилитель это все, значит, усиливает. Да. В данном случае нужно доказать, что ты включаешь 1 ватт и получаешь там 2 ватта или 2 киловатта, да, и так далее. То есть нужно замеры. Я могу еще кое-что вам сказать. Вот лет 10, наверное, назад была компания из Италии, которая разработала тоже электростанцию на постоянных магнитах. И, как они говорили, там нужно только чуть-чуть разогнать вот эту установку, потом она сама работает на постоянных и выдает больше. И они делали на очень большом заводе эту установку и хотели продавать в Молдове. После этого решили, после совета с специалистами, а давайте соберем экспертов с разных стран и пойдем туда на заводе, пускай они нам предоставят все замеры. Вот. И получилось, что они поставили все приборы, замерили, когда вот эксперты посчитали, показали по приборам и сказали, да, вы правы, что-то тут не работает. Ну, должно работать. Мы доделаем вас, пригласим еще раз. Ну, конечно, уже второй раз никто не... Я пропоную сделать момент паузы для публичитати, и продолжим дискуссию. Пауза для публичитати. С
Stimați telespectatori, continuăm emisiunea. În prima parte, noi am discutat despre energetica de alternativă, variante care sunt, metodii de implementare, anumite tehnologii. Totodată, desigur, pentru societatea noastră, problematica respectivă este importantă, cu atât mai mult că importăm energetică, energie. Ea este scumpă și probabil că va fi scumpă și în continuare și poate și mai mult. Atâta sunt necesare soluții, sunt necesare tehnologii. Multe asociații care sunt în Moldova, oameni, ingineri, da? Oameni de știință, caut soluții, caut deci, anumite modalități, dar totodată noi ca țară suntem doar la început, fiindcă unele țări dezvoltate, și aceeași Germania, și Olanda, și Franța, și alte țări, au implementat și în țările respective energetica de alternativă alcătuiește și 30, 40, chiar 50%. La noi chestiunea respectivă se vorbește de 20%, dar sunt specialiști care afirmă că nu este adevărat, că de fapt noi cu mare greu dobândim 10-12%. Sunt și impedimente. Despre asta vorbesc și inginerii și asociațiile respective. Am mai făcut câteva emisiuni la subiectul respectiv. Eu aș vrea ca să noi să continuăm discuția în felul următor. Domnul Rață, dumneavoastră, aveți implementate câteva proiecte și aș vrea ca telespectatorilor și guvernanților poate să le spunem care sunt, de fapt, impedimentele cele mai mari. De ce proiectele respective se înfăptuiesc cu foarte mari complicații? Nu, probabil, în primul rând, noi am avut o vacanță prea mare. Am în vedere știința și cunoștința. De atât că ne-am bazat pe faptul că este gazul, este energie. Este ieftin? Energie ieftină. Nu ne-am făcut mari griji. Ponderea în industrie, zic, consumul de energie era răscumpărat lesne, alcătuie nu mai mult de 28-30% în ponderea totală a produsului finit și, cum s-ar spune, am dormit pe urechi, ca să ne trezim într-o bună zi, că nu e chiar așa de. În toată această perioadă, vreau să răspund la întrebarea dumneavoastră foarte precis, în toată această perioadă s-au făcut mai multe tentative. Dar este motivat, probabil, că aceea ce se propunea era, știu, într-un fel oarecare, sau era prea scump, sau avea impact asupra mediului, sau erau alte impedimente și de atâta tot s-au depănat, s-au trecut. Acum, cu situația asta care s-a creat, au ieșit, vreau zic că noi ne întoarcem înapoi la aceea de la ce am rămas și la ziua de azi, avem posibilități reale ca într-adevăr să facem Moldova să aibă o energetică, să avem un potențial energetic care depășește cererea la ziua de astăzi. Unul dintre însele este cu lovitură dublă, asta este prelucrarea deșeurilor. Știm cu toții, știm toți aceștia 30 de ani, toți 30 de ani de când vreau să vă spun că personal m-am luptat și pentru Țânțăreni. Am avut acolo proiect pe jumătate implementat la Țânțăreni. Și în organizarea de sortare și de prelucrare a deșeurilor. Am lucrat cu firmele austrieci, cu italienii. Dar lucrul ăsta a fost toată vremea tergiversat. La ziua de astăzi noi avem posibilitate, tehnologiile au crescut brusc. Acum avem tehnologii. Domnul profesor Hornet, dumneavoastră știți probabil tot, este un inginer, aș spune că genial, un român, cu care avem cele mai strânse legături la ziua de astăzi, care propune o variantă de piroliză închisă, absolut pură, din punct de vedere ecologic, pentru că arderea deșeurilor întotdeauna a fost problema cea mai grea din cauza mediului, din cauza poluării, din cauza emisiilor de carbon. La tehnologiile propuse cu care lucrăm acum cu domnul Hornet, emisia de carbon este zero. Adică am înlăturat ceea ce este mai greu. Mai departe, materie primă, noi avem berichet. Noi toți aici 30 de ani am făcut și gunoiești centralizate și necentralizate. Adică și care este problema, impedimentul? Este problema de mediu sau este corupție? Nu. Sau este altceva? Se implementează? E foarte greu de înțeles. Că eu v-am spus că chiar zilele trecute am avut o convorbire destul de serioasă
Și un argument care a fost, zice că, dar nu, că voi în 2 ani de zile o să terminați deșeurile și pe urmă o să căutați să aduceți deșeuri de import ca să produceți energie electrică. Adică că nu este un argument la care ar putea să-i atragem atenție. Dacă n-am avea în vedere că acești oameni ocupă posturi de conducere în țară. Adică oamenii nu întotdeauna se orientează sau au alte interese. Dar la ziua de astăzi noi nu mai avem nici timp, nici posibilitate să... să ne ocupăm cu, cum să vă spun, convingerea unul la altul. De atâta noi am hotărât, pur și simplu, consorțiul care îl conduc, care dispune de tehnologie și ento-intensive, la ziua de astăzi, și noi suntem gata să începem implementarea la aceste proiecte, pentru că, în afară de energie, prelucrarea deșeurilor mai are încă un șir întreg de, aș spune așa, de rezultate. Se poate decăpăta diferite substanțe care sunt destul de solicitate și așa mai departe. Ne mai vorbim despre faptul că suntem cea mai poluată țară. Adică ce avem noi aici de câștigat? Prima, deci energie de alternativă. Doi, ne clarificăm cu deșeurile. Și a treia, eu o privesc din punct de vedere social, să creează niște locuri de muncă. Domn profesor, ce spuneți dumneavoastră? De ce proiectele astea merg așa de greu? E foarte greu de înțeles. Discuții se duceau încă la nivel de ardere sau de utilizare centralizată de ardere pentru producerea energiei termice și electrice la sistemul centralizat. Cineva a făcut o analiză și spunea că nu au destul, adică energia specifică a deșeurilor, așa cum sunt ele, este foarte joasă și nu este rentabil să le utilizeze. Că trebuie întâi selectate. E clar că trebuie de făcut selectarea, asta e cea mai bună cale. Dar până la moment nu este clar de ce n-au mers nici acele proiecte începute și promise de ani și ani de zile la aceiași țânțăreni. La țânțăreni, eu mi-aduc aminte, era anul 2003-2004 când era domnul Urecheanu și spunea, noi o să facem. Da. Și uitați, s-au trecut 20 de ani, e că avem anul 23, era de 2003, 20 de ani, și încă noi nu avem. Este clar care e motivul până la urmă. Cred că trebuie întrebat guvernanții, dar nu știu. Chiar și aceeași canalizare, care, deșeuri municipale care se duc aici pe uzinilor. Tot ne-au promis deja de câți ani că construiesc acea uzină de prelucrare, tătare și produs. Nu da, este. Dar produsul finit este aur. Da, exact. Da. Înțelegeți, asta e, are o valoare pentru sol. Ministri la Ministerul Economiei avem, ministri la Ecologie avem, să schimb așa ea, poftim, ultimii 10-12 ani. Și totodată vrem să intrăm în Europa, să aderăm. Înseamnă că lucrurile astea trebuie să funcționeze, înțeleg eu, da? Și trebuie să le implementăm mai activ. Așa am înțeles că acum să începe deja selectarea, va fi pusă în funcție. Proiectul a fost inițiat deja și finanțarea locală. Dar, eu am vrut să vă adică întreb... așa a apărut în știri că deja nu se va mai duce direct la țânțărin gunoiul. Se va duce întâi la selectare și după asta. Adică undeva trebuie să fie o stație de selectare. Da, da, este deja proiectul început, am înțeles că și... Sperăm că ceva se va mișca. Acum e dumneavoastră ca om de știință, varianta cu producerea cânipei, implementarea unor asemenea, deci proiecte. Acolo tot sunt partea lor de pozitivă. Pe de o parte este vorba de lanuri, este vorba de locuri de muncă, pe de altă parte este vorba că tehnologia în general la cânipei, da? Era utilizată de străbunii noștri secolul 16, 17, 18, chiar 19 și îmi pare chiar jumătatea secolului 20. Da? Haina principală a moldoveanului, a românului se făcea din haina respectivă. Până la 40 asta era încă dominantă. Uitați-vă că societatea aceea nu se temea de droguri, nu se temea de clișeile respective, utiliza acest produs foarte activ în gospodăria lui particulară, da? Acasă. Lemne, cum a spus dumneavoastră, deci pentru încălzire, pentru producerea hainelor și așa mai departe. În cazul de față, când noi vorbim că la țară
în afară de legume, fructe, vie și așa mai departe, de fapt omul nu prea are deci, niște surse, posibilități de venituri. Și atunci vin tehnologiile astea pentru dezvoltare. Vine posibilitatea de a-i angaja pe dânși. Și totodată de a produce o energie deci, ieftină. Cu atât mai mult dacă e legată cu ecologie, e legată și cu lemnul, cu pădurile. Tăiem pădurile, ori încercăm să utilizăm cânipa. Ca idee, dacă vorbim despre mediu, pentru că noi am făcut un lucru mare, experimental, că nu primul an. Eu am semănat deja cânipă în câțiva ani, 5 hectare, pe urmă 50 de hectare. Nu a venit poliția să vă arestez? Nu, da, a fost confiscat și acum stau câmpurile, am de-am 5 ani de zile când stă câmpul de la Pănășești sub sechestru. Dosare penale, ce vreți, dar nu poate dovedi nimeni nimic acolo este. Drog, pentru că el nu este. Asta e, dar dosarele sunt și vreau să că merge o luptă acerbă, vreau să vă spun. Înapoi noi nu dăm, tot un an să semănăm cânipa, tot un an să o industrializăm. La arderea cânipei, să zicem, a lemnului, a brichetelor de lemn, 40% este mai mică emisie decât la arderea gazului. Domnul Rață, eu sunt obligat să vă întrerup pe dumneavoastră și să spunem că noi, de fapt, nu chemăm ca dumneavoastră să încărcați legislația în vigoare. Este altceva că noi facem aceste emisiuni ca și deputații, și oamenii de știință, și miniștri, da? Și cei care înțeleg domeniul respectiv, cei care au capacitate de analiză, să vadă dacă nu cumva dumneavoastră aveți dreptate. Dacă se poate, un moment, da. Ați atins legislația, cel mai interesant. Noi suntem țară, acum cu așa statut de candidat în intrare în Europa, momentul ăsta, eu nu știu cum o să-l ocolească domnii în cazul de față, de atâta că noi activăm în cadrul unei convenții internaționale, ratificată în 94 de Parlamentul Republicii Moldova, unde este scris negru pe alb în această convenție, cânipa industrială nu se atârnă la drog. Vreau să zic că formula este o leacă mai altfel. Și Constituția Republicii Moldova tratează univoc. Că în cazul când intră în conflict legislația locală cu legislația ratificată, cu legislația internațională care tratatele a fost ratificată, da, prioritate îi se dă legii internaționale. Nici unul din judecători, nici unul din procurori până în ziua de azi câte procese am și le-am câștigat printre altele toate, nici unul dintre ei nici nu vrea să recunoască așa acest lucru, nici Constituția și nici Convenția. Înțelegeți? Vreau să zic că s-a creat un vacuum, un vid de... Nu, judecătorii, hai să recunoaștem, câteodată mi-a primit așa câte un telefon, voi acolo vă închideți, că până nu cumva noi să avem probleme. Haideți să-l ascultăm pe domnul Tășu. Domnul Tășu, cum comentați dumneavoastră chestiunea respectivă? Eu consider că trebuie de pus argumentele pe masă, dacă, de exemplu, cei care fac legislația sau politicile în domeniu, trebuie să vină cu anumite argumente. De ce nu putem? Dacă acolo e scris cât se poate în legislația Uniunii Europene, înseamnă că noi trebuie să permitem și noi, ca în calitate de plantă energetică, să fie utilizată aceasta cânipă industrială. Da. Că de rând cu celelalte plante energetice, miscant și etc., etc. În anumite scopuri. Dar la noi, la institut, cineva să ocupe cu întrebarea respectivă? Nu, la noi nu am ajuns la cercetare. Ca să vă spun așa un moment, vreau zic, pentru că e clar lucru, că eu lucrez destul de strâns cu guvernul, cu internele, cu Ministerul Sănătății. Chiar azi am avut invitație la Ministerul de Interne și mâine am... Nu vedeți că ei țin totuși cont de dumneavoastră, nu, colaborează. Este foarte, anume, foarte important momentul ăsta, pentru că eu am pus simplu întrebarea. Eu am 50 de argumente. În toate magazinele din Republica Moldova se vinde producții din cânipă. Ulei, semințe, mâncare pentru copii, adausuri, numai de import. Toate sunt de import. Da. Acum, produsul nostru, noi putem, da, să-l avem. Acum ce este foarte important? Eu anul ăsta, așa, nicătând la toate sechestrele și așa mai departe, am strâns totuși 6 toane de semânță, am făcut din trânsă ulei și nu-l pot vinde. Standardele păstrate este absolut tot, dar nu-l pot vinde de atât că este autohton.
Și unica ieșire care ni s-a propus și de ANSA și de organe și așa mai departe, că eu să scot din țară și să intri ca import. Și atunci am să fie primit. Bună glumă. Poate ministrul nostru agriculturii, domnul ministru, vedeți și povestește omul, că noi producție din cânepă importăm, dar pe noastră nu e posibil să o vindem, nici pe piața internă. Ultimul argument, eu îmi cer scuzare, poate fac abuz, ultimul argument este așa, că noi, când am început compania care o am, când am început a lucra în domeniul cânepii, am început întâi de la industrie. Că cultivarea, agricultura ocupă undeva 7-8% în lansul valoric. Restul este tehnologie. Noi avem la ziua de azi tehnologie performantă, care în cadrul consorțiului, grupul de ingineri, care suntem nevoiți să facem fabricile astea de prelucrare, pentru că ele sunt foarte dificile, le ducem pe dispozitive în America, câte unul, două, pe urmă trimitem inginerii, le asamblează, participă în America, participă la diferite expoziții, primesc medalii și vin înapoi acasă și iar mai fac un dispozitiv. Când noi am putea la ziua de azi, avem o posibilitate foarte reală să devenim cei mai mari exportatori din zonă de tehnologie de prelucrare a cânepii. Nu au nici olandezii, nici... Să folosim inginerii noștri, să folosim forța noastră de muncă și tot așa. Păi, ca să vă dați seama, pentru că noi nu ne încadrăm în lege. Și atunci când în codul penal... Dar ce lege așa strâmbă la tema respectivă există? De cine depinde? Doar într-un fel, când legislația nu funcționează eficient sau ea contravine, să spunem așa, unor standarde, inclusiv încurcă dezvoltării business-ului, economiei și așa mai departe, ministrul de specialitate, ministerul, el ce face? Pregătește un proiect de lege de modificare, vă ascultă pe dumneavoastră 20, 30, 40 și până vă spune, da, asta ar fi bine. Locuri de muncă, tehnologii, utilizarea, așa mai departe, modernizarea în general a economiei, eu așa știu. Acum eu vă răspund. 5 ministri am schimbat de când mă ocup cu cânepa. Fiecare ministru care a venit, eu la o săptămână după ce a fost inaugurat, eu am venit la dumnealui, prin ordinul ministerului, prin ordinul ministrului, se creează un grup de lucru care are scop, așa e scris în ordinele care le scriu. Să studieze problema. Reîntoarcerea în circuitul agricol a plantei de cânepă. Reîntoarcerea în circuitul agricol. Să fac adunări, am filme făcute... Și unii rezultate. Poporul cu... Da, la... am reportaj, am ce vreți să înțelegeți, să lucrează până vine alt ministru. A venit alt ministru să face ordine, că sunt toate ordine. Noi am făcut proiecte de hotărâre, am 5 proiecte de hotărâre pregătite. Noi le pregătim, nu-i nevoie numai decât să le facă, măcar că în grupul de lucru participă... Birocrația a ministerului se sabotează. Și acum cu nou ministru care... așa cum, vreau să zic că nu a spus că nu, dar au zis că noi trebuie să ne ducem în Germania să vedem cum se practică lucrul ăsta, dar de ce nu în România? Bine, eu sper că și emisiunea de asta o să le dai un imbolt suplimentar ca să studieze problema. Să vă audă. Noi nu spunem că dumneavoastră aveți dreptate 100%, până la urmă aici trebuie să fie confirmat și de oameni de știință, de văzut practica deci țărilor vecine, dacă spuneți că majoritatea țărilor europene... Nu majoritatea, toate țările. Toate țările. În afară de Belarus. În afară de două. Da. Возвращаемся к вам. Да. Вот мы дискуссия очень-то хорошая и интересная. Но она будет продолжаться десятилетия. Масс уже не будет, но все дискутировать. Почему? Потому что нет механизма внедрения инноваций. А вы знаете, что мы дискутируем для того, чтобы, может быть, он был создан. А вот завтра, я сейчас скажу, что или хотя сделать. Бы через секундочку. Два года. Скажу, что надо сделать. Вы, как историк, тем более значимый, помните, бывшая страна Союз, она уже распалась, но опыт надо изучать. Вышли из войны в разрухе. Правильно? Кошмар был, что? Но, однако, за 5 лет, за одну пятилетку, они восстановили все. И даже больше стали выпускать продукции и дешевле, чем до войны. За счет чего? Был пост такой, вице-председатель правительства по инновациям.
Вот вы бьетесь головой об стенку, да? Сколько уже министров поменяли? И так далее. Будете биться дальше. Потому что нет конкретного человека, который отвечает за инновации. Кто у нас в республике отвечает? Нету. У нас почему, нет. Секундочку. Да. Почему не ввести одну должность? Вице-премьер-министр по инновационным проектам. Точка. В Союзе такой был. И все инновации доходили до него, и он распоряжался, сделать опытный образец, провести, так сказать, технический анализ и так далее. И все это замыкалось. Нужен координатор. О, абсолютно верно. Сейчас в республике есть кто-нибудь такой? Нету. Я обращался к президенту неоднократно. И тогда, когда она была еще премьер-министром. Бесполезно. То ли не доходят письма, то ли отписка. Ну хорошо, что-то. Возвращаемся к вашему... Вот давайте сделаем так. Выйдем с предложением ввести эту должность и провести конкурс на занятие этой должности. И вы увидите, кто будет тогда. Пока они там разберутся в наших предложениях, давайте мы пойдем, наши предложения более такие приземленные, чтобы обратили внимание на его проект, на ваш проект и так далее. Мы не настаиваем, что мы правы, да, но почему бы не вернуться и еще раз бы изучить, может быть, какое-то рациональное зерно так, найдут. Секундочку, по моему проекту уже давно работает фирма «Рош». Может быть, знаете ее, нет? Полистайте в интернете. Когда... В Приднестровье и в Молдове есть одно общее. Во всем они. Общее – это не пущать, то бишь не давать развития инновации. Я сделал несколько образцов, где-то штук 20. Почему вы так решили? Объясняю, потому что там не принимается этот проект. Уже был почти готовый завод «Электромаш». Это солидное предприятие, такого сейчас нет в Молдове. А в Тирасполе оно еще дышит и работает. И выпускает двигатели или генераторы 5 мегаватт. Это прилично. Больше и не надо. Любое предприятие максимум 5 мегаватт использует. Вот. Откроет заказ, пускай, наше правительство на тот завод. И они сделают. Я буду как консультант. И все, и закрыта тема. И Молдова с энергией выше крыши. Отказываемся от газа, отказываемся от покупки электроэнергии. Вот сейчас проект анонсирован был откуда-то с юга Молдавии, с Румынии, через юг Молдавии мощную линию электропередач строят, да? Да. Где-то 170 миллионов долларов, да, затраты. Ну, где-то так большие деньги. Так вот, эти деньги не на линию пускать, потому что линию построят, вот как газопровод. Ясы, Кишинев, да? И что? Ноль. То же самое и здесь будет. Секундочку. Это не техника, это политика, да? Рублевая. Не только это. Так вот, Румыния никогда не будет производить дешевле электроэнергию, чем Украина. Раз. Зачем вести линию электропередач в Румынию, чтобы у нее покупать дороже электроэнергию? Украина после войны быстро, так сказать, освоится и будет одна из сильных государств Европы. Я там контактирую с людьми, там разум есть. Возвращаемся к вашему проекту. Так вот, деньги, которые на эту линию можно изготовить, так сказать, электростанции, поставить в разных местах Молдовы, чтобы не тянуть большую линию. И получать электроэнергию. На основе вашего проекта, вашей концепции. Да. Это не концепция, это открытие. Хорошо. И сразу возникает еще раз вопрос, да. Между прочим, который задавал и господин Тыршу. Вы не просто меня, не специалиста должны убедить. Вы должны убедить, наверное, значит, специалистов вашего круга, людей, да. Которые разбираются в этом. Вот Академия наук, имеется в виду институт. Конкретный, целый, да? Там есть хорошая работа, там есть тоже новаторы свои. Как вы их можете, значит, в данном случае убедить, если они элементарно запрашивают, дайте провести замеры, убедиться, что это все работает? Сейчас я не стою на месте, двигаюсь. Сейчас делается на Украине, ну, сейчас там война, чуть подождем, и в Прибалтике. Заканчивается изготовление изделия где-то на 25 киловатт.
которые будут работать, и замеры можно будет сделать. С кем-то поедем в командировку, человек посмотрит, увидит, и наконец-то Молдова начнет производить свою энергию. Ну ладно, это... То есть эту установку здесь, в Молдове, вы не можете довести до конца? А нет ее уже. Потому что я на заводе, телевизионном заводе делал, да? Там срок аренды закончился, искали, освобождая место. Так вот, секундочку. У меня еще есть несколько способов попроще, как получить энергию. Днестровская ГЭС, да? Дубосадка, точнее. Знаете, да? Да. Вот. Бьюф там около 18 метров. Невысокий. Костежская электростанция. На пруту. Та повыше. Там 90 метров. Вода, падая на турбину, преобразует потенциальную энергию в кинетическую, да? И потом под очень острым углом бьет на лопасть турбины. И отдает 0,1% всей потенциальной энергии. То бишь вода так скользет по турбине и уходит. Вся энергия, так сказать, мимо кассы. Я предлагаю поставить мой механизм. Секундочку. Это сделать можно за день. Больших денег не нужно. Подъехать на плотину, установить механизм, как я сказал, ковши на цепи, и в ковш будет заливаться вода. Это уже проще. Там нет закона, так сказать, Архимеда и третьего закона Ньютона. Там просто МЖ. Правильно? И вода будет, опускаясь, не бить на лопасть, а просто опускаясь, крутить генератор. Получаем энергию. 99% всей воды, всей энергии воды преобразуется. Не 0,1%, а 99%. То бишь, с Дубосадской ГЭС можно будет получить гигаватты, а не 50 мегаватт. Хорошо, видите? Идем дальше. Межа мэйди партии. Стимация, инвитация. Чи... И Кларка, но я вам оферит посибилитати, предоставили время, чтобы вы могли высказать и побеседовать над этими техническими вопросами. Конечно, для конкретного нашего телезрителя многие в этих вопросах не очень сильно разбираются, это все-таки вопросы науки. Поэтому единственное, что мы могли сделать, предоставить как раз время для эфира, чтобы вы говорили со специалистами. Вот, между собой. И мне лично приятно, потому что я вижу, что в этом смысле какие-то идеи все-таки генерируются, работаются в этом смысле. А вот почему нельзя такую установку, и почему не удалось ее здесь создать и довести до совершенства, это тоже, значит, вопрос. И, наверное, к властям тоже, и к министрам нашим, и к науке, и так далее. Может быть, что он и концепция еще не совершенна. Ее пропонка «Нойца не гандим». Передача идет. Передача идет. Осталось еще 6-7 минут. Давайте мы в конце передачи, значит, скажем самое главное. Зачеркнемся, дискутируем кочейкаре под луадечизи. Да? Care sunt, de fapt, cele mai importante doleanțe care le avem noi ca societate, ca specialiști, ca ingineri, da? Ca oameni care vă ocupați cu aceste, față de guvern, da? Față de guvernanță, față de legiuitori, față de miniștrii noștri, care, de fapt, trebuie să fie și ei cointeresați, dar ei sunt cointeresați în progresul țării, în dezvoltarea economiei și așa mai departe. Cu ce idei ajutăm? Cine începe? Domnul Rață, cu dumneavoastră? Poftim, vă ascultă. Plăcere, cu atât mai mult că este practic de atât și ne-am adunat. Asta este dezideratul care ne-a unit astăzi sub această întrebare. Nu-i trebuie ajutorul, nu ne trebuie finanțare, nu ne trebuie. Noi avem și una și alta, sunt investiții, avem oameni deștepți, avem ingineri, avem... Noi avem tot ce ne trebuie. Dați-ne voie să lucrăm. Nu ne încurcați. Dar vreau să vă spun că pe neașteptat s-a întâmplat lucrul acesta. Nu s-a așteptat nimeni la dânsul că o să avem atâtea piedici. Dar și eu vreau să, dacă ajunge la dumneavoastră mesajul meu de astăzi, vreau să-i amintesc încă o dată dumneavoastră aceea ce ne-a făgăduit atunci. Au spus că da, așa este drept. Business-ul trebuie lăsat să lucreze. Eu vă rog încă o dată, doamnă prim-ministru,
Dați-ne voie să lucrăm. Nu ne încurcați să ne facem treaba, să ne facem lucru. Pentru că noi știm cum, noi știm cu cine, noi avem cu ce. Cu atât mai mult că sunt niște beneficii și pentru societate și pentru economie. Păi, dar nu lucrăm numai pentru noi. Noi vrem să schimbăm țara. Pentru că dacă încă nu ne implicăm anul ăsta, de acum nu rămâne timp. Pentru că timpul este foarte scurt. Este ceea ce avem noi astăzi mai scump. Asta este timpul. Și noi îl scăpăm. Dacă noi nu facem radical, nu ne apucăm de industrializare, de modernizare a țării și rămânem tot așa, să ajungem la căruța cu boie și să răm, înseamnă că Republica, țara, a ieșuat și nu mai avem alte variante, nu sunt. Azi încă noi n-am pierdut tot. Da, avem pierderi mari umane cu diaspora, dar eu am legături cu diaspora destul de strâns și vreau să vă spun că minimum 70-80% vor să se întoarcă să muncească aici. Și speranțe sunt. Одна минута, пожалуйста. Ну, пока не будет конкретного человека, который за внедрение инноваций в Молдове, толка не будет. Министров много, премьер-министр у нас далек от инноваций. Ну, президент, хоть и Гавард, но чувствуется в технике слабенько. Не дозвониться и не получить решение. Все. Domn profesor, ce spuneți dumneavoastră după așa o discuție de o oră de vreme? Da, eu am și eu multe doleanțe, de fapt. Eu am viziunea mea, dacă ne referim la tot integral pe țară, cum ar trebui să ne mișcăm. Deci nu trebuie să facem reforme separate pe domenii, da? Că cum acum, de exemplu, am făcut reforma pe știință. De fapt, nu o să aducă nimic bun. Pentru că trebuia tot în complex. Să facem industrializarea, să deschidem, să dezvoltăm industria. Pentru că ce facem noi cu inginerul cealaltă care iese din universitate? Nu facem nimic. El a terminat și a plecat în dată, a depus documente. Trebuie să-i dăm perspective. În știință nu o să vină, că sunt niște salarii mai jos ca la o dirigătoare într-un magazin. Deci aici trebuie depus accentul de dezvoltat în complex. Și de ascultat, atunci când faci o reformă, asculți pe cei pe care vizează. Nu faci tu de unul singur, că consideri că ești corect. Și atunci pui în pericol toată societatea. Pentru că tu te gândești la un beneficiu de moment, dar de fapt, peste 5 ani când îți dai seama că nu-i corect direcția, deja e târziu. Deci trebuie de făcut reformă în complex, de analizat de jos până în sus și toate segmentele de dezvoltat în paralel. Vedeți că eu cu experiența mea așa administrativă, undeva Valerie tot are, domn Băcevici tot are dreptate. Trebuie să un coordonator serios la guvern, poate că în funcție într-adevăr de viceprim-ministru, cândva el era responsabil inclusiv și de știință și omul acesta trebuie să aibă posibilitatea să iasă la orice ministru și să clarifice încă o dată, fiindcă uneori sunt probleme care nu depinde doar de un ministru, în care trebuie să coordonat 6-7 poziții și până la urmă de scos un rezultat. Eu vreau să vă mulțumesc dumneavoastră pentru participare în emisiune. Eu cred că noi am avut o discuție serioasă și noi o să continuăm emisiunile respective, inclusiv și cele legate de industrializare, dezvoltarea business-ului mic, de inovații în Republica Moldova, fiindcă țara trebuie să aibă șansă. Să le dă, în primul rând, șansă tinerilor. Da? Tinerii nu trebuie să rămână în universitate și dintr-o dată stăie pe geamantane, dar ei trebuie să-și găsească anumite perspective, că în știință, că în industrie, că în agricultură, că în tehnologie și așa mai departe. Sunt domenii, de exemplu, IT-ul, da? În care succes sunt. Deci trebuie căutat și alte domenii interesante care ar putea să îi intereseze pe tineri. Eu vă mulțumesc pentru participare în emisiune, vă doresc dumneavoastră succes, stimați telespectatori. Am discutat despre energetica de alternativă, mie îmi pare că am avut o discuție interesantă și noi vă așteptăm pe dumneavoastră și să ne priviți și cu alte ocazii. În fiecare zi, la ora 20:00, iese emisiunile importante, unde noi discutăm probleme strategice ale dezvoltării țării. Vă mulțumim și la revedere!